Vlad Nichita, la numai 35 de ani, este un avocat de succes din Ploiești. Spune că ideea i-a venit după ce a văzut că un producător de vinuri a depus singura ofertă care se ridica la 100.000 de euro. Marca Steaua este de vânzare pentru ca aceasta să nu își piardă din valoare ca urmare a disputei dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua și gruparea din Liga 1 deținută de Gigi Becali. Avocatul crede că achiziționarea mărcii îi poate aduce profit. Am văzut că o altă firmă a făcut o ofertă pentru sigla respectivă și m-am gândit că e o ofertă derizorie și pe mine chiar mă interesează această siglă. Ar putea să capete niște valențe comerciale în accepțiunea mea. Pe de altă parte este un simbol, poate fi un trofeu și chiar cred că e ceva important care se poate cumpăra cu o sumă relativ ok. Culmea este că avocatul ploieștean nu este interesat de fotbal. Sunteți microbist? Mai mult sau mai puțin. Dar dintre toate echipele? Probabil prefer Steaua, dar nu Steaua de astăzi, care, după părerea mea, nu reprezintă nimic. Nu mă interesează fotbalul, nu m-ar interesa, mă interesează ca brand. Nu mă interesează deloc din punct de vedere al echipei sau să o asimilez în un fel cu echipa sau să încerc să o revând. Nu mă interesează lucrurile astea. În alta curte de casație și justiție a anulat la 3 decembrie 2014, printr-o decizie irevocabilă, marca Steaua București înregistrată de gruparea de fotbal deținută de Gigi Becali în procesul intentat acestuia de Clubul Sportiv al Armatei. Conducerea MAPN a solicitat FC Steaua 10% din totalul veniturilor pentru a-i permite să folosească marca, însă reprezentanții grupării patronate de Gigi Becali au refuzat.